Salutare! Cu ocazia lansării cărții Sursa Supremă, dar și a prezenței unor alte titluri remarcabile în cadrul editurii Herald, precum Cristalul și Calea Luminii, Yoga Visului, Yantra Yoga, l-am invitat alături de noi pe Lucian Maidanuc, care este avocat și este membru al comunității Dzogchen din anul 2011 și este doctorant al Universității din București. Ca temă de cercetare are budismul tibetan. Lucian, cum ai descoperit Dzogchen, această cale foarte profundă și interesantă? Cum am descoperit Dzogchen? E o poveste în legătură cu descoperirea aceasta. S-a întâmplat în anul 2010, după ce m-am întors dintr-o călătorie în Tibet. Citeam cu foarte, foarte multă lăcomie tot ce găseam despre budism tibetan și despre Tibet, tot ce îmi pica în mână, citeam. Și la un moment dat am aflat despre Namkhai Norbu Rinpoche de pe internet și am aflat despre un DVD în care se putea cumpăra pe atunci, în care Namkhai Norbu Rinpoche explica ce înseamnă învățătura Dzogchen. Am reușit să achiziționez acel DVD și l-am văzut. Și atunci am aflat prima dată ce înseamnă Dzogchen. Trebuie să recunosc că am fost foarte timorat, pentru că mă gândeam ce treaba am eu cu marea perfecțiune din budismul tibetan, cu învățăturile cele mai înalte din budismul tibetan. Și la început chiar m-am gândit că ar trebui să nu văd liniștit de treabă, să nu încerc să mă angajez într-o misiune imposibilă pentru mine. Însă, după ce l-am auzit pe Rinpoche vorbind despre învățăturile Dzogchen, m-am liniștit ușor, ușor. În primul rând, pentru că avea darul de a explica lucruri foarte, foarte profunde într-un mod foarte simplu, care mergea drept la inimă și realmente reușea să te facă să înțelegi, să te ajute să vezi lucrurile în profunzime. Și în al doilea rând, pentru că l-am auzit nu odată spunând că învățăturile Dzogchen nu trebuie văzute ca un pașaport spiritual, ci ele reprezintă, pe de o parte, esența tuturor învățăturilor budiste, iar, pe de altă parte, ele sunt învățăturile despre condiția noastră naturală. Și fiind așa, este firesc să le vedem ca fiind dincolo de diferențe doctrinare și chiar dincolo de budism. Și în momentul ăla m-am liniștit și am început ușor, ușor să încerc să înțeleg învățăturile Dzogchen și să le practic după puterile mele să le și practic. Și cum l-ai cunoscut pe maestrul Namkhai Norbu? Adică poți să ne spui câteva cuvinte despre, nu știu, ce impresie ți-a lăsat întâlnirea directă și acest contact? Pentru că, practic, acolo este sursa și de acolo provine cumva învățătura, știi, prin transmisie. E foarte puternică experiența asta. Da, pot să spun că mi-este destul de dificil pentru că sunt în continuare copleșit așa de ideea că am avut acest privilegiu deosebit să-i fiu discipol. Sunt copleșit și mă tem uneori că nu am reușit să-l înțeleg până la capăt. La început mi s-a părut a fi un maestru foarte sever. De asemenea, mă timora ca și învățătura Dzogchen. Probabil că, într-un fel sau altul, am pus un semn al egalității între maestru și învățătură, ceea ce nu este complet greșit, așa. Dar pe parcurs am descoperit noi și noi fațete, noi și noi laturi ale personalității foarte complexe pe care o avea Namkhai Norbu Rinpoche. Am reușit întâi să-l descoper ca și maestru, nu era neapărat un maestru sever, era o impresie superficială. Dimpotrivă, putea să fie un om extraordinar de cald, cu un simț al umorului deosebit, numai maestrii pot avea. După aceea l-am descoperit cu uimire și ca și autor de cărți despre budismul tibetan, despre istoria Tibetului. Știm foarte bine că a scris, a fost profesor universitar la Universitatea din Napoli.
Era un erudit, era o persoană cu cunoștințe foarte profunde referitoare la întreg budismul tibetan, nu doar la învățăturile școlii Sakya sau Nima. El mereu spunea că aceste diferențe doctrinare nu și-au sensul în definitiv. După aceea am aflat cu uimire că este în același timp și Tirton, descoperitor de tezauri ascunse de învățături revelate. Și au fost destule situațiile în care mi-am dat seama că, da, lăsând la o parte emoția care te cuprinde lângă un maestru, era clar că ne aflam în preajma unei ființe realizate. Și asta și toate celelalte m-au făcut să-l privesc cu tot mai multă uimire, cu tot mai mult respect în decursul timpului. Și avea darul de a te ajuta să descoperi mereu noi fațete ale învățăturii și să-l vezi pe el, pe maestru, să-l vezi tot mai mult în profunzime. Deci, între imaginea pe care mi-am format-o despre el în 2011, când am ajuns prima dată la învățături, și imaginea pe care o am acum la 4 ani după ce a trecut dincolo, este o diferență uriașă între timp, am fost norocos să pot descoperi multe alte lucruri despre Nankai Norbu Rinpoche, în afară de ceea ce vedeam eu la început. Un maestru tibetan foarte sever. Cum este această comunitate care a fost practic creată de Namkhai Norbu și care este absolut pe tot globul, a reușit să se răspândească și prin prisma învățăturilor autentice, dar și prin efortul său extraordinar în care a reușit această comunitate să se extindă la nivel global. Ce ne poți spune despre acest lucru? Este într-adevăr o comunitate demnă de toată admirația. Este întinsă într-adevăr pe tot globul. Oamenii sunt extraordinar de interesanți. Oameni foarte diverși, foarte diferiți. Nu seamănă, această comunitate nu seamănă cu un partid sau cu ceva similar, să nu ne gândim la așa ceva. Diversitatea îi dă forța, cred. Am apucat să cunosc membrii comunității din Australia, din Statele Unite, din China, din Europa, berechet, din Chile, iar în mod particular vorbind despre cei din Merigari East, pe care am apucat să-i cunosc mai bine. Da, sunt o comunitate foarte frumoasă. Cei mai mulți practicanți din Merigari East, adică cele mai puternice comunități, subcomunități, le spunem, naționale, sunt cele din Cehia și din Polonia. Foarte, foarte interesanți. Dar mai sunt în Merigari, sunt practicanți din Grecia, din Bulgaria, din Serbia, din Ucraina, din Ungaria, Slovacia, nu știu, dacă mi-a scăpat ceva, este doar din greșeală. Sunt oameni, repet, foarte interesanți și mulți dintre ei te pot inspira sau altul. Și ca practicant și ca om te pot inspira. Pe mine cel mai mult m-a impresionat din toată comunitatea membrii vechi ai comunității, care au fost discipolii lui Namkhai Norbu Rinpoche încă de acum 30-40 de ani, sper că nu greșesc când spun cifra asta, așa. Și de ce m-a impresionat? Pentru că se vede clar că practica i-a transformat. Practica asiduă de-a lungul anilor, antrenamentul mental i-a transformat profund. Unii au cunoștințe foarte frumoase despre budismul tibetan, despre Dzogchen. Unii dintre ei știu tibetana într-un mod care mă umple de invidie, așa că încerc și eu să o învăț, dar mă rog, e o limbă teribil de dificilă. Și una peste alta vezi în ei, în acești practicanți vechi, deși nu doar în ei, dar cu precădere în ei poți vedea foarte, foarte puternic personalitatea maestrului reflectată în discipoli. Este foarte interesant. Pe caz este un contact, contactul cu membrii comunității Dzogchen în mod cert te îmbogățește.
Și eu am avut exact aceeași experiență, tocmai asta vreau să zic, este foarte interesant că atunci când povestești tu, este parcă povestesc și eu, pentru că am simțit aceleași lucruri. Și în final, uite, vreau să te întreb în legătură cu aceste cărți care au apărut și care sunt foarte interesante, cum crezi că ar putea contactul cu ele, contactul omului de rând, cititorului de rând cu aceste cărți, cum ar putea să-l transforme pe cititor sau care crezi că ar fi beneficiile în urma lecturării acestor titluri? Dacă ne referim de exemplu la Cândo Giarpo, este o tantră fundamentală în învățătura dzogchen, da? Și la prima vedere este o lectură foarte dificilă. Însă ea vine cu două rânduri de explicații. Odată sunt comentariile făcute de Namkhai Norbu Rinpoche, niște comentarii foarte bune, care realmente îți oferă chei de înțelegere foarte prețioase în înțelegerea textului. Și în al doilea rând este o parte explicativă privind învățătura dzogchen scrisă de Adriano Clemente, care a și tradus textele din tibetană și care este unul dintre acei foarte vechi discipoli ai maestrului, demn de toată admirația, de care spuneam mai devreme. Și atunci, ceea ce poate găsi cititorul în această carte este, pe de o parte, o tantră veche și frumoasă, foarte importantă în învățătura dzogchen, iar pe de altă parte, toate cheile necesare pentru descifrarea acestei tantre. Deci este o carte deosebită din punctul acesta de vedere, pentru că multe alte cărți vin cu explicații insuficiente sau cu explicații date din afară. Aici comentariile și explicațiile sunt date de un maestru, dzogchen, nu are cum să nu știe despre ce este vorba acolo, nu are cum să nu vorbească în modul cel mai avizat cu putință despre această tantră Kyunje Gyalpo. Și un al doilea set de explicații sunt date de un vechi practicant al învățăturii dzogchen, care absolut sigur și el are de spus lucruri la obiect despre învățătură. Mulțumim mult de tot, Lucian, și sper să ne revedem cât mai curând la asemenea împărtășiri de experiență în acest domeniu. Și eu mulțumesc, mă bucur mult că am avut ocazia să discutăm.